bine ați venit pe acest canal! Așa cum ați văzut și din titlu, astăzi vorbim despre cărți. Este un tag cu 10 întrebări, este un tag pe care l-am creat eu, așa că sper din tot sufletul să vă placă. Am aici cărțile despre care vreau să vorbesc astăzi, dar stați liniștiți că o să trecem repede prin ele dacă vi se par cam multe. Și da, acestea fiind spuse, să începem! Am aici întrebările scrise. Iar prima întrebare sună cam așa. De când ți-ai dat seama că ai o pasiune pentru cărți? Îmi aduc aminte că în perioada liceului citeam doar ceea ce ni se oferea la școală. Nu mi-aduc aminte să fi citit ceva în plus. După ce am terminat liceul, cred că am citit câteva cărți, dar nu știu, nu m-au prins foarte tare. În schimb, când m-am măritat, pentru că soțul meu mergea la muncă, iar eu trebuia să stau acasă și... mă rog, trebuia. Stăteam acasă și neavând cu ce să îmi umplu timpul, m-am apucat de citit și mi-am dat seama că aceasta este pasiunea mea. Mi-aduc aminte că în fiecare săptămână, nu știu dacă voi știți, dar sau dacă vă mai aduceți aminte, dar era, cred că ziarul Libertatea sau nu știu, sau o revistă și în fiecare săptămână puneau câte o carte și eu în fiecare săptămână îmi cumpăram acel ziar pentru carte. Ce genuri de cărți preferi? Păi îmi plac romanele de dragoste, romanele polițiste, biografii și autobiografii, cam în cercul acesta am învârt. Și de curând am început să citesc și cărți creștine. Ce carte citești în prezent? O citesc pe aceasta, se numește Dimineți cu Dumnezeu de Părintele Trifon. Sunt 365 îndrumări de folos duhovnicesc pentru fiecare zi din an. Citesc în fiecare zi, de fapt încerc să citesc seara, dar dacă sunt foarte tare obosită, atunci citesc dimineața, dar nu las o zi să treacă fără să citesc. Mie îmi place foarte mult această carte. Cartea care te-a impresionat cel mai mult? Aceasta, nu știu, este fenomenală, povestea de viață a lui Aldo Cucci. M-a impresionat pentru că acest om a muncit toată viața lui și a dat familia deoparte doar ca să creeze acest imperiu Gucci, iar la vreo 80 și ceva de ani este trădat de propria lui familie și ajunge să vândă, să-și vândă munca lui de o viață, pentru că exact asta se întâmplă, ajunge să-și vândă firma. Și da, nu știu, mi se pare o pedeapsă destul de grea să muncești toată viața pentru ceva, iar la sfârșitul vieții să nu te alegi cu nimic, să îți pierzi ceea ce ai muncit. Cred că este foarte frustrant și da, mi-a plăcut foarte mult această carte. Ce carte nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut aceasta, Gărbos. Nu știu, cred că am citit acum, am încercat să citesc acum vreo un an, doi, cred că vreo 2 ani și da, nu mi-a plăcut. În schimb, astăzi când mă uitam așa prin ea, acum nu știu de ce nu mi-a plăcut, probabil că o să o recitesc să văd ce anume nu mi-a plăcut. Eu, mie atunci când nu-mi place o carte, cum să zic, nu mai citesc pentru că nu mă îndeamnă să citesc. Adică, da, știu, citesc cartea asta, nu e cine știe ce și dacă nu este cine știe ce, nici nu mă îndeamnă să o citesc. Și vreau o carte care să-mi placă ca să poată să mă facă să citesc mult mai mult. Întrebarea cu numărul 6. Există vreo carte în care ți-ar fi plăcut să fii unul din personaje, dacă da care? Am stat și m-am gândit și cred că nu, pentru că, nu știu, cred că fiecare personaj, fiecare carte își lasă amprenta asupra noastră și fiecare personaj are defectele și calitățile lui. Pare, nu știu cum să zic, viața în suișuri și coborâșuri și da, nu,
nu știu, cred că fiecare ne trăim în propria poveste. Nu știu, probabil că mi-aș fi dorit să fiu mama acestui băiețel pentru a-l susține mult mai mult și a-i da mult mai multă încredere în el. Și da, întrebarea cu numărul 7, ce carte te-a făcut să plângi, este aceasta. Este vorba despre un băiețel care este un pic încet la minte și toată familia, în afară de mama lui, îi spun prostuțul, până și tatălui, nu știu, nu este mulțumit cu el. El mai are un frate care este foarte deștept și nu poate să-și dea seama de ce acest băiețel a ieșit așa cum a ieșit. De fapt, el nu... într-adevăr, în primii ani nu a vorbit, dar pe urmă, când a înțeles cam cum stă treaba, nu a mai vrut el să vorbească. Singura persoană care l-a făcut să vorbească și în preajma căruia el vorbea era bunica lui, care a crezut foarte tare în el. Și da, această carte chiar m-a făcut să plâng și chiar vă recomand și vouă. Și mai am și aceste două cărți, care sunt două volume. Prima oară am cumpărat-o pe aceasta, Viața e ușoară, nu-ți face griji. Și la momentul în care eu am cumpărat-o, nu mi-am dat seama că practic este continuarea acestei cărți, așa că am cumpărat-o și pe aceasta, Oamenii fericiți citesc și beau cafea. Și aceste două cărți m-au făcut să plâng foarte tare. Este vorba despre o femeie care își pierde soțul și fetița într-un accident, intră în depresie, ea are o cafenea, lasă cafeneaua baltă, lasă totul baltă și se, cum să zic, se cuibărește în apartamentul ei, de unde nu mai vrea să iasă, până într-o zi când pleacă în Irlanda, pentru că soțul ei și-ar fi dorit să ajungă să viziteze acea țară. Și da, v-am zis, mie sunt două cărți care mi-au plăcut foarte tare și pe care și pe acestea vi le recomand. Ce cărți intenționez să-ți cumperi? Pentru că eu ajung în România tocmai la anul și de obicei atunci îmi iau cărți când ajung în România. Voiam să vă arăt cărțile pe care mi le-am cumpărat anul acesta și nu am apucat încă să le citesc. Este aceasta, Casa de la Riverton. Am mai citit Fica cea somnicarului de la această autoare și mi-a plăcut foarte mult, așa că de-abia aștept să o citesc și pe aceasta. Pe spate scrie așa, destinul lui Grace a fost mereu legat de cel al familiei Hartford. Martoră a evenimentelor care au zguduit viața surorilor Hannah și Emily, ultimele vlăstare ale unei familii de nobili englezi, Grace este singura deținătoare a adevărului despre faptele petrecute în somptuosul conac de la Riverton. După ani și ani, trecutul pare să își ceară drepturile, iar Grace va dezvălui taina morții poetului Robbie Hunter. Deci cam așa sună această carte. Mai am aici Culorile vieții, cred că aceasta este cartea de care o să mă apuc în curând. Este vorba despre trei surori, cărora le-a murit mama, iar tatăl este mai interesat de reputația lui decât aceste fete și ele, bineînțeles, că devin foarte apropiate până într-o zi, când totul se schimbă. Surorile Grace se văd luptându-se una cu alta în situații pe care nu și le-ar fi putut imagina. Loialitatea va fi pusă la încercare, vor afla secrete tulburătoare, iar o crimă groaznică va zgudui din temelii atât familia lor, cât și orașul pe care îl îndrăgesc foarte tare. O carte pe care mai mi-am cumpărat-o este și aceasta, Când înflorește liliacul. Este vorba despre trei femei care trăiesc în țări diferite, și o avem pe newyorkeza Caroline, care este ocupată până peste cap cu postul ei de la consulatul francez și cu o iubire nouă la orizont. Lumea ei se schimbă dramatic atunci când armata lui Hitler invadează Polonia în septembrie 1939, vizând cucerirea Franței.
Peste ocean, Casia, o adolescentă poloneză, simte cum viața lipsită de griji pe care o duce e pe cale să se sfârșească pe măsură ce e tot mai ocupată cu rolul ei de curier pentru mișcarea de rezistență. Pentru tânăra și ambițioasa doctoriță germană Herta, un anunț de angajare ca medic guvernamental pare biletul de evadare dintr-o viață pustie și șansa nesperată de a-și practica profesia. Însă ea se trezește prinsă ca într-o capcană pe un țărm plin de secrete și dominat de bărbați. Când înflorește liliacul. Și mai mi-am cumpărat-o și pe cartea aceasta, Dimineți cu Dumnezeu, și mai mi-am cumpărat una pe care am uitat-o în România. Întrebarea cu numărul 9, pot să ne recomand 3 cărți? Mi-a fost foarte, foarte greu să-mi aleg 3 cărți, pentru că toate pe care le-am citit mi-au plăcut foarte mult. Mi-a plăcut și Ficacia Sonicarului și Madame Picasso. Prima carte este aceasta, Tot ce nu ți-am spus. Voiam să spun că se aseamănă foarte tare cu tatăl celuilalt copil, dar nu este așa. Aici este vorba despre această fată care este, cum să zic, haideți să vă citesc mai bine spatele. Lydia este copilul favorit al lui Merlin și al lui James. O fată care a moștenit ochii albaștri luminoși ai mamei și părul negru întunecat al tatălui. Părinții sunt hotărâți ca Lydia să realizeze visurile pe care ei nu au putut să și le împlinească. Merlin își dorește ca fiica ei să devină medic mai degrabă decât o gospodină. James vrea ca Lydia să fie populară la școală, o fată cu o școală socială bogată și aflată în centrul tuturor petrecerilor. Dar Lydia este supusă unor mari presiuni care nu au nimic de a face cu viața într-un orășel din Ohio în anii 70. Tatăl ei este un american născut din prima generație de imigranți chinezi, iar etnia lui și a ei îi face să fie remarcați oriunde. Deci, practic, părinții ei pun foarte mare presiune pe ea pentru ceea ce nu au putut ei să devină. În schimb, ea este o persoană foarte timidă, nu are prieteni și lucrul acesta o face să-și ascundă practic viața, începe să o ia pe căi greșite, iar la un moment dat, când trupul neînsuflețit al Lydiei este găsit în lacul din localitate, James este consumat de vinovăție și pornește pe un drum nesăbuit care i-ar putea distruge căsnicia. Merlin, devastată și răzbunătoare, este hotărâtă să facă pe cineva răspunzător cu orice preț. Deci, practic, părinții ei, când află că ea a murit, atunci află și ce viață a dus ea înainte să moară. Și nu le vine să creadă că, nu știu, fata ei fumează sau că fata ei nu era premiantă la nu știu ce materie și că umbla cu nu știu ce băiat. Da, în fine, este o carte care mie mi-a plăcut destul de mult. Cartea pe care vă mai recomand este Numele lui Gucci, care tot la fel v-am zis și aceasta mi-a plăcut mult și, nu știu, atunci când termin o carte, stau și mă gândesc câteva zile la cartea respectivă. Deci, aceasta, Numele lui Gucci. Și o altă carte pe care vă recomand este Michelle Obama. De ce vă recomand? Pentru că mie mi-a plăcut foarte mult. Este o carte care îți arată că, practic, nu știu, viața e surprinzătoare și orice se poate întâmpla. De la fetița care odată învăța clasa de la subsol, ajunge să fie soția președintelui, dar mai mult de atât, ea ajunge să se angajeze la un birou de avocatură foarte mare, la un spital, mă rog, până să apare trece prin câteva meserii, ca să spun așa. Și da, mie chiar mi-a plăcut această carte. Pe spate scrie așa: sunt multe lucruri pe care încă nu le știu despre America, despre viață, despre ce ar putea să aducă viitorul, dar mă cunosc pe mine însă. Tatăl meu, Fraser,
M-a învățat să muncesc din greu, să zâmbesc des și să mă țin de cuvânt mereu. Mama mea, Marian, mi-a arătat cum să judec singură lucrurile și cum să-mi fac vocea auzită. Împreună în apartamentul nostru închesuit din sudul orașului Chicago, ei doi m-au învățat să descopăr ceea ce e important în povestea noastră, în povestea mea, în marea poveste a țării noastre. Chiar dacă nu e totul frumos sau perfect, chiar dacă este mai real decât ai vrea să fie, povestea ta este tot ce ai, tot ce ai vrea vreodată. Este ceea ce merită prețuit. Această carte vine și cu poze din viața lui Michelle Obama. Și da, este o carte care v-am zis. Mie mi-a plăcut. Întrebarea cu numărul 10, cui dai tagul mai departe? Dau tagul mai departe oricui dorește să-l facă. Eu am zis totuși să nominalizez câteva persoane pe care le urmăresc și am văzut că în clipurile lor mai vorbesc și despre cărți. Și din această cauză mi-am permis să le menționez. Prima persoană, Bianca Buie, Anca Popescu, Grădina cu idei, doamna Monica de pe canalul Grădina cu idei, Ela și Nicoleta, Pescleveana Maria, Sabina Rusescu, Roberta Crișan. Și da, acesta a fost tagul meu, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut și încă nu sunteți abonați, nu vă sfiți să o faceți, pe mine m-ar ajuta foarte tare și voi sunteți la curent cu următoarele mele clipuri. Și da, acestea fiind spuse, eu vă pup și ne revedem în clipul următor. Pa!